Băi, panaramiștilor! Ce faceți, băi, panaramiștilor? Băi, panaramiștilor! Tatiana este un copil crescut la țară, care a învățat ce este greu, care a învățat să trăiască în singurătate, fără ambii părinți prezenți în viața ei. Un om care știe ce înseamnă sărăcia, știe ce înseamnă loialitatea și știe ce înseamnă să lupți din greu pentru visul tău. Acum o să vă arăt cum fac eu sparring cu umbra. Zang, 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 moarte, 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 zang, zang, zang. Mă bucur culturista voastră. Vezi și cântărește peste 100 de kilograme. Tatiana e prima care își ironizează greutatea. Cum ți-a venit să te apuci de TikTok? Păi așa am fost toată viața mea, m-am autoironizat, m-am subestimat, m-am supraestimat. Îmi place să fiu mai multe persoane, să am mai multe personalități. Îmi place să fiu un clon. Și așa fac și în viața reală. E același lucru, ce vedeți pe TikTok este și în viața reală. Și de unde porecla asta de culturistă? Cum ți-a venit? Este un vis de-al tău să ajungi culturistă? Cum ți-am mai spus, îmi place să mă autoironizez, cu toate că nu arăt în niciun mod a culturistă, dar eu spun că poate într-o zi voi deveni, habar n-am, poate într-o zi o să am pătrățele, habar n-am, poate într-o zi, nu știu, o să fiu halterofilă, habar n-am. Deși conturile de social media cu mulți urmăritori i-au fost șterse din motive necunoscute, Tatiana rămâne, așa cum spune chiar ea, final boss de România. Probabil am avut un hype foarte mare și încă l-am. Mă pot declara un om viral și o să-i dau peste cap în continuare și poate să șteargă 100.000 de conturi. Că Tatiana revine și revine mai în forță. Exact. Vin cu noi surprize mereu. Pentru că am inteligența necesară să pot să fiu în trend mereu. Spune-mi despre viața ta amoroasă. La început ai spus că ai avut o relație cu trepărulcă tău, cu care ești și astăzi aici, te susține. Da. Apoi ai spus că ai avut o relație cu o avocată care în continuare este îndrăgostită de tine și mai în glumă, mai în serios, ți-ai exprimat sentimentele, ca să zic așa, pentru anumite persoane cunoscute din online. Aparține inima Tatianei în momentul de față cuiva? E foarte greu de spus dacă mi-aparține. Am mai multe crush-uri, nu știu dacă spun corect. Într-o relație nu ești? Nu, și nu-mi doresc. Prefer doar aventurile. Că vorbeam de aventuri, ai spus că ți-ai dori o noapte de amor cu Ema Karter. Da. Este adevărat? Da, este o doamnă foarte atrăgătoare și sexy. Dacă ar fi să faci un top din lumea aceasta a celebrităților, am zis pe locul 1 Ema Karter, da, pe locul 2... Ema Karter. Tot Ema Karter și pe locul 3 tot Ema Karter? Da. Ema, deci dacă vezi asta, să știi că Tatiana este o fată minunată și poate facem cumva să vă întâlniți. Cine știe, o cunoști personal? Nu o cunosc personal, am văzut-o doar virtual, dar... La noi să știi că tot vine, este prietena noastră, Ema. M-a nebunit. Deci poate odată vă invităm pe amândouă în platou, cine știe, poate o reușești să o cucerești. Probabil, trebuie să mă bat la parte în parte. Stai un pic, că nu înțeleg, ca să păi te așa trebuie să te cucerească cineva, să te bată la parte în parte? Ca și cum Turcia ar... Ca și cum turcii s-ar bătea pe un teritoriu. Așa sunt, de modă veche. Trebuie să-mi iau bătaie, că atunci când merg cu ea pe stradă, ea să fie acolo arțăgoasă, să muște. N-ai vrea tu să o aperi pe ea? Că eu cunosc pe Ema și e mai finuț, așa, nu cred că a reușit să te bată. Muța blândă zgârie rău. Să mor eu și tu, dar mai mult tu, de nu spui că ești balerină, dar te vreau fără tutu. Pe 21 februarie, Tatiana intră în cușcă într-o luptă contra Roxandrei Ailenei. Dacă mă bate, e un noroc, a câștigat la loto, cum ar veni. Doar să fiu eu, într-o pasă proastă, să nu-i prim niciun punct, dar nu cred că va exista treaba asta. Eu n-am nimic cu fetița aceea și a trecut prin grele și eu nu-mi caut bif cu ea. Nu mă deranja cu nimic, nu că mi-e frică de ea sau ceva. Pur și simplu, și dacă m-ar bate, tot Tatiana rămân, pentru că adevărat și învingător mai și pierd câteodată. Vorbeai mai devreme despre kilogramele tale. Tu practic nu le consideri un dezavantaj, ci un bonus. Antrenorul tău ți-a spus să mai slăbești, pentru că este vorba și de anduranță aici, mă gândesc. Rezistență. E normal că orice om spune că să slăbesc. Pentru că așa e sănătos. Eu îl iau model pe Sandu Lungu. Și el e un om destul de masiv și a avut multe victorii Dar omul face box de toată viața lui și îi vrea model pe el, pentru că nu este o slab, este masiv. Planurile de expansiune ale Tatianei pe tărâmul succesului cuprind și domeniul muzical. Următorul proiect, lansarea unei piese care este deja virală pe TikTok. Știu că ai un vers în piesa ta, vezi că vă iau bărbații de sub nas. Corect. Este spus în glumă sau tu crezi că ai abilitatea de a cuceri orice bărbat și să furi bărbatul oricărei femei? Abilitatea este vocabularul și caracterul. Un om... Vocabularul, adică ai vrăjeală? Vrăjeală de aveneu, vrăjeală de stradă. Eu am stat pe stradă cu Gogolani. E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să vrei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vrei. Dacă e să-mi pară rău de ceva așa, dacă ar fi să nu beau o băutură, ar fi că s-a închis mult prea devreme un show păcătos, înțelegi? Am așa un off. Doamne, ce-aș fi făcut? Ai un dor de panoramă? Doamne, ce-ai mai fi făcut în anii ăștia? Bă, păi atunci, păi Viorel, Lissăracu și Ioana și Nikita, erau pistol cu apă, mă, uitați-vă aici. Uitați-vă, deci țara asta este un izvor nesecat de... Uită și pe Miruna, să rămână, draga mea. Bună seara, bună ai văzut cine te iubește și te așează pe primele 3 locuri. Nu te mai duce pe la galele alea, că aici ai 3 premii asigurate. Da, o știu pe Tatiana de pe TikTok. O știi, și mi se pare foarte simpatică și cumva empatizez cu ea. A avut o copilărie grea. Da, e o fată asumată, da. Chiar da. Da, este o fată asumată și mi se pare o fată simplă. Chiar dacă are imaginea aia de bad girl în online, mi se pare foarte sensibilă. Deci ai vrea să o cunoști personal? Nu în ideea în care spunea ea că vrea să te cucerească, da. Măcar așa, nu dacă tot... Nu în ideea în care spunea ea, îmi plac fetele, dar parcă tot mai mult îmi plac bărbații. Da, mi se pare corect. Da, de ce nu? Adică mi-ar plăcea să o cunosc, să vorbim... Poate te duci la meciul ei să o susții. Ar fi frumos. Da, dacă o să fiu în România, cu siguranță o să merg și o să o susțin. Dacă nu, o să o susțin în continuare. 21 februarie. Dacă nu, poate facem o întâlnire aici, în platou. Da, îi facem o bucurie și fetii. Na, poate venim la asta cu șaturi. Sau poate o iei cu tine pe acolo, să vadă oamenii ăia ce n-au văzut pe la show-uri. Facem o filmare frumoasă. Sunt convins că există fel de fel de... Eu mă uit pe site-uri de-astea pentru adulți și sunt fel de fel de categorii. Da, cu bătăușe, da, da. Cu... Da. Să știi că sunt fete, uite, puțin mai plinuțe, care fac foarte mulți bani. Da. Adică doar în România e chestia asta, că dacă ești mai plinuță, ești urâtă sau ceva. Da, exact. Și are trăsături frumoase. Este apreciată, mai ales în America. În America toată lumea caută femei mai plinuțe. E ceva normal. Am înțeles. Bine, da, la ei acolo... De la Kardashian, ce, că toate sau... Bine, atunci sper să o bucure părerea ta despre ea și să vă întâlniți. 21 februarie este gala Ericsev. Dacă ești aici, poate te duci să o susții acolo. Dacă nu, poate ne întâlnim cumva. Seară frumoasă, da. Cum? Zic, dacă nu, ne vedem oricum. Da. Intermediem noi o întâlnire, un date. Bine, seară frumoasă. Ok.